Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit în matinalul Vest Cafe, ușor înfundați, ușor răciți, așa în ton cu vremurile nu tocmai călduroase pe care le trăim, dar ce zicem la toți ni greu, cum spune o veche înțelepciune românească, nu numai în mediul urban și în mediul rural, și spun asta pentru că astăzi este ziua internațională a femeii din mediul rural țărâncuță, țărâncuță cu bujori în obrăjori. Iată, nu știu cât de mulți bărbați din mediul rural cunosc semnificația acestei zile de 15 octombrie, dar e o zi de sărbătoare pentru doamnele lor, cel puțin la modul teoretic. Așa că hai să le facem să se simtă ceva mai bine în gospodărie. Fiecare, sigur, după posibilități. Este o zi de 15 octombrie care vine după un anunț important al municipalității Arădene, un anunț privind candidatura Aradului la titlul de capitală verde a Europei. Iată s-a deschis robinetul de candidaturi. Aradul își propune acum să țintească sus, sus și nici mai mult, nici mai puțin decât să aducă la Arad titluri importante care pun orașul pe harta Europei. Această nominalizare, această nominalizare în cursa pentru capitală verde a Europei a fost anunțată ieri în cadrul deschiderii târgului Eco Mediu. Proiectul face parte din strategia de investiții mediu și îmbunătățire a calității vieții a Rădenilor, lansarea a fost, așa cum spuneam, la Expo Arad Internațional. Oficialii, mai exact primarul, au prezentat proiectul municipalității și avantajele pe care le are orașul în această competiție arătând că face parte din strategia municipalității de investiții în mediu. Primarul a mai declarat că Aradul este singurul oraș din România care participă la această competiție europeană și că stăm foarte bine la 8 dintre cele 12, 12 criterii, condiții pe care trebuie să le îndeplinim pentru atingerea obiectivului. Investițiile din ultimii ani în infrastructura de transport public și spațiile verzi sunt vizibile. Am deține, potrivit primarului, 85 5 De metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor. Dan, poate și căutăm știrea asta cu uh, Ecomediul, cu Capitală Verde a Europei. Ne interesează să punem în valoare Mureșul, care pentru noi este cea mai frumoasă stradă din Arad, să reușim să-l facem navigabil, să realizăm grădinile pe faleză, iar în final să avem un parc central în relația Mureș. Cetatea Aradului. Vrem să realizăm un inel al parcurilor care să fie legat de pistele de biciclete, spune primarul Gheorghe Falcă. Sigur că saltul este foarte mare, sigur că pare poate puțin neverosimil că Aradul își permite să tindă atât de sus, să-și dorească să țintească un obiectiv atât de ambițios, dar uită că pași pentru un Arad verde, un Arad mai user-friendly, adică mai prietenos cu cei care îl folosesc, se conturează circulă cele mai economice tramvaie la nivel mondial la Arad, acele tramvaie Imperio sunt realizate sau în curs de realizare, mai bine zis, pentru că sunt departe de a fi încheiate 120 de kilometri de piste de biciclete. Există cea mai lungă linie de cale de rurale pentru tramvaie și această care derulează este și reabilitată în mare parte. Un alt proiect verde anunțat pentru oraș este realizarea unei centrale de producere a energiei electrice și termice pe biomasă. Investiția este în valoare de 9,3 milioane de euro și se derulează în cadrul unui program privind reabilitarea rețelei de transport și distribuția agentului termic. Un avantaj major al Aradului reprezintă și pistele de biciclete, așa cum spuneam deocamdată, însă ele nu se profilează ca un avantaj, ele sunt doar acolo bifate, hai să fie. Primarul a declarat că investițiile totale aflate în derulare pentru mediu sunt în valoare de 100 de milioane de euro. Dosarul va fi trimis la Bruxelles în luna noiembrie a acestui an, iar ulterior va veni în Arad o comisie pentru evaluare. Anul acesta, Bristol, din Marea Britanie, este capitală verde a Europei, și tot acolo va avea loc peste câteva zile o întâlnire cu oficiale din 20 de orașe europene candidate, între care. Aradul care merge acolo să-și pregătească dosarul de candidatură. Dacă în noiembrie se va depune, vă spun din experiență că nu va fi foarte ușor de pregătit. Titlul de Capitală Verde a Europei este acordat anual de Comisia Europeană orașelor ale căror activități urbane au un impact cât mai redus asupra mediului. Competiția este adresată orașelor cu peste 100.000 de, de locuitori. Și uh, ia să vedem, în 2006 s-a acordat pentru prima, prima oară acest titlu în cadrul unei competiții internaționale la Tallinn, în Estonia. Dan, hai să vedem ce s-a întâmplat la EcoMediu în cursul zilei de erodată cu lansarea Aradului în această competiție. Primarul Gheorghe Falc a declarat în discursul său de la evenimentul de lansare că Aradul stă foarte bine la 8 dintre cele 12 condiții pe care trebuie să le îndeplinească pentru atingerea obiectivului. Aradul este singurul oraș din România care va candida la capitala europeană 2018. Vă pot spune că din cele 12 direcții, Aradul stă foarte bine la 8. Suntem într-o prezentare directă în ceea ce înseamnă Aradul în urmă cu 10 ani pe aceste domenii, Aradul în acest moment și, evident, perspectivele pentru ceea ce înseamnă Capitală Verde Europeană. Ați văzut că eforturile în infrastructura de transport public sunt considerabile în municipiul Arad investițiile în spațiile verzi la fel. Aradul deține 85 de metri pătrați spațiu verde pe cap de locuitor și peste 100 de mii de arbori. Conform edilului la capitolul transport public, suntem în urma unor orașe europene candidate, însă se punctează de unde ai plecat, unde ești și unde vei merge. Un alt proiect verde pentru oraș este realizarea unei centrale de producere a energiei electrice și termice pe biomasă investiție ce are susținerea financiară a Elveției și care ar urma să fie inaugurată peste 2 ani de zile. Dosarul candidaturii va fi trimis la Bruxelles în noiembrie, iar ulterior va veni în Arad o comisie pentru evaluare. În Marea Britanie, la Bristol, oraș care în 2015 este capitala verde a Europei, va avea loc peste câteva zile o întâlnire cu oficialii din 20 de orașe europene candidate, printre care și Aradul. Titlul de Capitală Verde a Europei este acordat anual de Comisia Europeană orașelor ale căror activități urbane au un impact cât mai redus asupra mediului, principalul scop fiind acela de a încuraja orașele europene să se mobilizeze pentru a deveni cât mai atractive și mai sănătoase, pornind de la o premisă că o calitate înaltă a mediului urban contribuie la creșterea nivelului de trai și va pregăti un viitor mai bun pentru generațiile următoare. Revenind la evenimentul de astăzi, aflat la cea de-a 13-a ediție, expoziția la care a avut loc lansarea candidaturii reunește firme care oferă produse și soluții pentru protejarea mediului înconjurător. Sunt expuse echipamente de salubrizare, tratarea apei și a aerului, echipamente de colectare, transport și tratarea deșeurilor periculoase și nepericuloase. Târgul va fi deschis până vineri. Deci Aradul candidează, iată, într-o altă competiție europeană. Va fi sau nu va fi capitală verde a Europei? Deocamdată nu este foarte clar cum se acordă acest titlu de capitală verde a Europei. Am înțeles, dacă bine am înțeles, există o competiție cu alte 20 de orașe de pe continent în vederea, a judecării acestui prestigios titlu e rămâne de văzut care sunt șansele Aradului, probabil că vom ști mai multe în perioada următoare. În orice caz, ceea ce este remarcabil, ceea ce este notabil, e că orășelul acesta odinioară industrial încearcă să-și depășească condiția. Sigur că putem să filozofăm, putem să ne gândim, putem să ne jucăm cu ideea merită sau nu merită Aradul să fie înscris în astfel de competiții, merită sau nu merită să viseze mai departe. Eu cred că Toată lumea merită, iar atunci când aceste gânduri, aceste idei, inițiative se îmbină până la urmă și cu acțiuni concrete, comunitatea are numai de câștigat. S-a vorbit foarte mult și despre capitala Europeană a Culturii și se vorbește în continuare acolo. Dosarul de candidatură a fost depus în data de 10 octombrie și au fost foarte mulți care se întrebau, unii cinici, alții sceptici, dacă e bine că Aradul aspiră, la o astfel de poziție. Ce are de câștigat orașul? Ei bine, orașul are de câștigat în orice caz, din orice fel de mobilizare, mult mai multe decât în încărcotea la perețelele sociale, la cafenele sau la colțuri de stradă sau, eu știu, din schimburile de replici acide prin conferințele de presă. Dacă... Doar lucruri mărunte, detalii se schimbă în viața oamenilor, deja este un mare câștig. Pentru că, până la urmă, aceste detalii conturează elementele care dau cu adevărat calitate vieții urbane, calitate și savoare. E foarte important, din punctul meu de vedere, ca Aradul și ca orice alt oraș, până la urmă, să nu se resemneze cu starea în care este, ci să țintească -ți mai departe, să-și stabilească niște obiective de etapă, să aibă curajul să-și să stabilească obiective importante, pentru că dacă gândești mic, dacă scopul tău este mărunt, sigur că și realizările vor fi pe măsură și eu repet lucrul ăsta ori de câte ori pot și în fața oricărei audiențe pentru că e extrem, extrem de important din punctul meu de vedere să avem curajul de a visa, să avem puterea de a duce acest vis mai departe și de a-l concretiza. Până la urmă, mulți dintre cei care comentează și care cârcotesc și care blamează și care se opun neargumentat, pentru că eu nu vorbesc aici de criticile raționale, ci vorbesc de cei care vorbesc de dragul de a vorbi, de a se afla în treabă, nici măcar nu-și imaginează un viitor în Arad. Sunt oameni sceptici, sunt oameni care condamnă la fiecare ieșire publică ceea ce înseamnă orașul acesta, sunt oameni care și-au pierdut speranța în oraș, dar pe de altă parte, în loc să-i lase pe ceilalți să se bucure de viața în Arad sau de ce le poate oferi un astfel de orășel, indiferent că de Arad sau vorbim de altcineva, încearcă să-i amărască și pe ei, încearcă să le picure o travă în urechi, că nu e așa, de ce să nu ne declarăm mândri că aparținem de o comunitate, dar sub acest titlu să facem tot posibilul să o denigrăm, dacă noile tehnologii ne permit lucrurile acesta. Părem mult mai grozavi să spunem că toți ceilalți din jurul nostru sunt proști, mai că mare atenție, faptul că îi etichetăm pe toți și îi considerăm proști, nu ne face pe noi să fim mai deștepți. Ăsta este un raționament de care cred că ar trebui să țină cont toți cei care sunt foarte predispuși să lipească etichete și să privească așa cu o lejeră superioritate tot ceea ce se întâmplă în jurul lor pentru ei, pentru familiile lor, pentru noi toți, până la urmă. Am citit o știre în ziarul radul de astăzi și trebuie să spun că m-a amuzat, iată ziarul radul de astăzi, în care, din care aflăm că guvernul trimite Aradul la trezorerie pentru banii de încălzire. Deci am citit o știre chiar amuzantă, nu știu dacă așa și-au propus, și propus colegii mei să fie, dar până la urmă, uite că așa a ieșit. Iohannis, președintele Iohannis, declară următorul lucru. România se comportă de facto ca și cum ar fi membră Schengen. Bun, problema noastră nu este că noi ne credem membrii Schengen, ci problema noastră este că nimeni în afară de noi nu ne consideră membrii Schengen, nici măcar oficial nu suntem membrii Schengen, așa că trebuie să fim foarte atenți cu ceea ce credem și ceea ce orizontul nostru de, de visare. Pentru că e deja de domeniul patologicului să ai impresia că aparții de o structură, dar tu de fapt să fii mult în afara ei. Toată lumea să-ți spună că nu te vrea și că nu ai ce să cauți acolo, dar tu, te, tu să te simți totuși membru aparținând de comunitatea respectivă. Ce spune Klaus Iohannis? Asigurarea frontierelor exterioare este un capitol unde România stă foarte bine. Chiar dacă nu suntem membri Schengen încă, România și-a foarte în serios misiunea de apărare a frontierelor. România se comportă de facto ca și cum ar fi membră Schengen. Vax Albina. Uh, ce înseamnă să te comporți de facto, de facto ca și cum ai fi membru Schengen? Ai dreptul să te deplasezi în Schengen fără buletin de identitate, fără carte de identitate sau fără pașaport? Nu ai dreptul. Ai aceleași prerogative pe care le au celelalte state Schengen atunci când vine vorba de uh, fonduri pe care să ți le acorde Uniunea Europeană pentru securizarea granițelor? Nu ai aceleași drepturi. Ai aceleași drepturi, să spunem, pe care le are Ungaria, extrem de bine văzută de Europa în această dramă a refugiaților? Nu ai aceleași drepturi. Vă reamintesc numai faptul că ungurii au construit garduri de jur în și au și primit pentru asta bani de la Uniunea Europeană. Noi ce-am primit? Praful de pe tot și când îndrăznim să ridicăm ochii din pământ se și găsește câte unul să ne dea cu palma peste cap. Așa că nu înțeleg optimismul președintelui Claus Iohannis. Cred că domnul președinte este dintr-un alt film un pic uh, nu înțelege, poate e, e dintr-un film fără subtitrare și probabil că nu înțelege exact acțiunea. În orice caz, uh, optimismul acesta de care debordează în uh, privința Schengen-ului domnului președinte este un optimism, neju un optimism nejustificat. E adevărat. Mulți ne-am legat mari, mari speranțe de filiera germană a lui Klaus Iohannis. Din păcate, nu funcționează această filieră germană. S-a înfundat diuza aceea, supapa aceea, prin care ar fi trebuit să fim și noi alimentați, cel puțin la nivel moral, dacă vreți, a suportului moral, dinspre Germania, datorită, iată, faptului că domnul Klaus Iohannis este și domnia sa neamț. Nu se întâmplă lucrurile acesta. românii, de un an de zile de când avem norocul să fie Claus Iohannis purtătorul nostru de cuvânt în lumea mare, ce avem un purtător de cuvânt cu un debit verbal, cu un aplomb și o spontaneitate care spune totul despre poporul român. Deci, de un an de zile de când avem această șansă cu domnul Claus Iohannis, nu numai că suntem mai bine văzuți de Germania, sau nu numai că am fi mai bine văzuți de Germania, dar suntem mai pro s-a văzut de aproape toți ceilalți. Deci România nu a făcut absolut niciun fel de progres la nivel diplomatic în Uniunea Europeană. Ni s-a spus foarte tranșant că putem uita de Schengen pe termen lung. Vizele cu, Uniunea, cu, cu Statele Unite sunt în continuare operaționale. Ba mai mult ni se explică acum în ultima perioadă că e chiar mai bine așa și este în interesul statului român. Ne-am pus pe tava tuturor marilor puteri care pot veni aici și ne pot folosi după bunul lor plac. Nu știu ce să, cu, ce, cu ce am putea compara statul român în uh, ultimul an. Există o comparație, dar mi se pare prea dură, să-ți o spun, Denis, în uh, pauza publicitară. E, nu, e ca un loc, hai să vedem, să ne jucăm cu ideea, e ca un loc în care intri să îți satisfaci niște necesități, dar nu dai mulți bani pe locul respectiv, pentru că nu te interesează. E un loc așa de tranzit în care petrești timp foarte puțin. Din punct de vedere al marilor puteri, cam asta este România din din nefericire, iar politica la vârf a statului român, politicienii noștri importanți, marii noștri bărbați de stat, nu reușesc să facă nimic să schimbe această impresie. Auzi, România se comportă de fapt ca și cum ar fi membru Schengen. Există o, o vorbă care se potrivește foarte uh, multor lor de poziție ale domnului președinte Claus Iohannis. Dacă te ai filozof, rămâneai. E drept că domnul Iohannis nu vorbește des, dar și când vorbește, o comite des. Uh, îmi amintesc de cât de tranșant era domnia sa în uh, situația refugiaților. Nu vom primi mai mult de 1750 de refugiați. Accentuez, repet, nu vom primi mai mult de 1750 de refugiați, spunea domnul președinte, într-un puseu de autoritate, care nu a durat mai mult de 2-3 zile. Deja toată lumea știa când el a făcut această declarație că, declarație că României îi se va repartiza o cotă de peste 6.000 de imigranți numai Claus Iohannis, nu? Ei, peste două, trei zile s-a dumirit și el până la urmă cu uh, un... Uh, cum să spun, un flux informațional molcom ardelenesc și uh, a admis că, da, nu chiar 1750, decât de vreo patru ori mai mulți vor putea intra pe teritoriul statului nostru și statul român să le acorde asistență. La aproape un an de zile de la preluarea mandatului, președintele Claus Iohannis este foarte perfectibil. Nu știu exact dacă marile puteri care l-au ajutat să ajungă președinte, contribuie la, la profilul său prezidențial, dar cred că ar fi bine domnul Iohannis să lase deoparte consilierii de pe plan intern și să investească niște bani, că oricum nu face din buzunarul său personal, în niște oameni extrem de pricepuți în branding personal, în marketing personal, în PR personal, de undeva din Occident, oameni care au mai lucrat și cu alt șef de stat și care au știut să crească această calitate a comunicației, să crească uh, prestanța și seriozitatea unui lider. Are nevoie de asta președintele Klaus Iohannis, are nevoie de asta România. Suntem ușor-ușor uh, pe finalul primei părți a acestei uh, emisiuni. Nu știu dacă avem știrea despre cetul din Arad, despre premierul Victor Ponta care ne trimite la trezorerie după banii pentru încălzire. În orice caz este o situație de o situație interesantă aici. Cetul este în pragul colapsului. Am scris zilele trecute un articol în Zerul Aradul. Vom, veni, vom reveni poate pe a treia parte a emisiunii cu câteva aprecieri legate de acel material despre ce și despre regia Apă Canal, despre niște turnuri de fildeș deci fix pe dos, de cum ar trebui să fie, niște turnuri de fildeș deci alimentate de la mai multe surse populație, buget local, buget național, fonduri europene, împrumuturi și firme, mai ales cetul, că la legea apă canal, acolo situația este alta, dar sunt firme care uh, nu reușesc să se echilibreze și să stea pe picioare. E o situație inexplicabilă și absolut scandaloasă în jurul uh, cetului din Arad, care, iată, este în prag de iarnă și se confruntă din nou cu foarte mari dificultăți. Aproape, aproape că nu mai are patrimoniu, cetul, că ce era de mișcat, au au luat executorii judecătorești de acolo, iar acum guvernul de la care speram că va aloca o sumă mare de bani a Radului pentru acoperirea necesarului de încălzire, ne trimite la trezorerie să luăm bani împrumut. Avem știrea, Dan? Hai să vedem despre ce este vorba. Executivul va promova o modificare legislativă prin care consiliile locale ce au nevoie de ajutoare financiare pentru încălzire vor putea să se împrumute de la trezoreria statului, sumele respective urmând să fie returnate într-o perioadă sustenabilă de timp, a anunțat premierul Victor Ponta. Citez, împreună cu Ministerul Finanțelor o să avem o modificare legislativă prin care toate orașele ce au nevoie de sprijin pentru încălzire, nu le dăm noi așa cadou, ci vor putea să se împrumute din trezorerie, să treacă peste iarnă și sigur să dea înapoi creditul într-o perioadă sustenabilă de timp. Că e bucurești, că e galați, că arad că e altcineva, transparent, egal pentru toți, să nu se spună că dăm la unul că e de la un partid, la altul nu dăm că e de la alt partid, absolut toate consiliile locale sau Consiliul General pot să facă solicitare, primesc împrumutul și îl restituie într-o perioadă de timp, a declarat prim-ministrul Victor Ponta în debutul ședinței săptămânale a executivului. De cealaltă parte, edilul Aradului Gheorghe Falcă spune că până acum a dat comene electorale doar primăriilor PSD. Poate acest uh, răspuns îl audă și domnul Căprar, și domnul Măduța, și domnul Lupaș, pentru că este un răspuns real. Aradul nu a primit în ultimii trei ani decât o sumă foarte, foarte mică, iar în acest uh, al patrulea an se pare că din nou se caută soluții prin care primările care au altă culoare politică decât PSD-ul să nu primească bani. Până la urmă, nu primărilor li se va da acest bani, ci cetățenilor din municipiile respective. Și așa cum știți, tot guvernul Ponta a blocat de 2 ani de zile banii europeni aprobați de Comisia Europeană pentru cetul din Arad bani care ar fi dus la modernizarea cetului. De aceea cred că politicienii locali de la PSD ar trebui să-i prezinte real situația domnului Ponta și domnul Ponta trebuie să calculeze real relația cu toți cetățenii din România. Totuși, Ponta a precizat că aceasta este soluția corectă, ca să nu existe suspiciuni în privința transparenței, adăugând că, în acest fel, consiliile locale pot fi stimulate să facă investiții în sistemul termic. Asta este soluția corectă și cred că este și un stimulant să-și facă investițiile în sistemul termic. Că așa, dacă le dăm pomană în fiecare an, nu o să facă niciodată nicio investiție. Așa cum se întâmplă la drobeta Turnu Severin, unde dacă le dăm în fiecare an, atunci nu fac nimic. Această problemă nu o mai târăgănăm de ani de zile, ci o rezolvăm cum s-a rezolvat în foarte multe orașe, a arătat premierul Ponta. Deci discutam cu colegul meu Denis de la butoanele camerei de luat vederi în această mică pauză de respiro pentru noi în care am văzut ce țeapă ne luăm și cu ajutoarele de încălzire. Discutam despre faptul că politicienii parcă se degradează de la generație la generație și că nu mai fac nimic pentru țară, zice Denis, iar eu l-am asigurat că nici nu trebuie să facă nimic pentru țară, fiindcă cei care îi pun acolo nu pentru asta îi pun. Ei sunt puși acolo să facă cea pentru niște grupuri de interese care îi promovează, care își maximizează profiturile. Dacă întâmplător printre picături, mai cade câte ceva și pentru oameni și pentru țară e foarte bine. În rest însă nici gând, trebuie să ne luăm, trebuie să ne luăm gândul de la faptul că Politicienii, menirea politicienilor, rostul politicienilor ar fi să facă să meargă lucrurile mai bine pentru țară. Asta, așa, într -o, în, în Alice, în țara minunilor, eventual, acolo se mai întâmplă, acolo se mai poate gândi la modul acesta. A fost în comunismul acela utopic, în care s-a ridicat câte un naiv, idealist, care a zis, domnule, facem totul pentru popor și el a făcut totul pentru popor doar până la un anumit punct, până când a constatat că poporul și dacă îi dai toată mâna, tot Nemulțumit este că de ce n-a primit și restul. Deci, mai mai încet cu pretențiile față de politicieni, pentru că ele sunt absolut nejustificate. Trebuie să înțelegem care sunt obiectivele politicienilor, care este profilul politicienilor. Să vedem că, de-al de Alina Gorgiu, a ajuns să fie președinte de partid istoric în România, Alina Gorgiu, da? că, dincolo, Liviu Dragnea, care este condamnat. Este condamnat în primă instanță, a ajuns să fie președintele celui mai mare partid din România. Bun, până la urmă, despre ce discutăm? Că uh, avem un UDMR care înclină, știți cum, ca o salcie energetică, așa în bătaia vântului: când în stânga, când în dreapta, cu coloana vertebrală cam atât. Uh, avem un UNPR care e condus de un general cu patru stele dacă mai stă doi ani la guvernare o să fie mareșal, nu nici -o să, știți cum avea Leonid Brejnev uh, toate decorațiile, umbla cu parpalac că nu i-mai încăpea pur și simplu așa pe un suman, umbla cu parpalac cu tot timpul ca să încapă toate decorațiile, cam așa cred că o să fie și la noi unii membri marcanți ai UNPR-ului, mareșal suprem și lider maxim. Uh, deci despre ce discutăm? Asta este clasa politică. Ce așteptări avem de la această clasă politică? Dar putem să ne uităm și mai departe în Occident? Că nu neapărat numai România trebuie anatemizată. Uitați ce urmăresc mari politicieni ai lumii: care sunt grupurile care conduc, cine conduce, G8 sau Bildenberg sau Guldenburg sau toate celelalte familii pline de bani și de aici sigur că ne putem juca cu ideea mult și bine dar jucați-o dumneavoastră cu ideea într-o pauză publicitară și noi revenim în câteva minute cu un, un invitat al nostru cu care discutăm despre strategii dacă toți suntem în lumea politică dar de această dată schimbăm puțin macazul și vorbim despre regi și regine despre capete încoronate dar vom vorbi și despre nebuni în același timp Haideți să rămâneți cu noi și vedeți despre ce e vorba. Revenim la discuția noastră aia da. Revenim la discuția noastră legată, așa cum spuneam în această parte a emisiunii, de regi, regine și unde există capete încoronate, există și nebuni care să susțină aceste capete încoronate. Există și cai pe care să îi călărească regii și reginele și sigur că există și pioni pe care să-i sacrifice pentru apărarea lor. Și nu știu dacă ați înțeles sau nu ați înțeles din această descriere, dar vedeți, noastră, totul se desfășoară ca în viața reală, deși nu e viața reală, e doar o tablă de șah pe care unii reușesc să construiască niște strategii extrem de străine celor profani care privesc din afară felul în care se. Aranjează, dacă vreți, mutările pe o astfel de tablă. Alin Câmpianu este alături de noi, Alin este președintele, dacă nu mă înșel, al Şah Club Vados din da. Arad, dar și fondatorul, și sufletul, și motorul, și animatorul, și cel care își dedică o bună parte a timpului de peste an pentru organizarea Cupei Aradului la șah și pentru a populariza această disciplină sportivă în arealul școlar. Aline, îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc și eu, bună dimineața! Și că, uită, putem să discutăm puțin despre șah, despre apetitul pentru șah al elevilor, despre drumul pe care ți-l deschide șahul, așa, în gândirea logică, în sistematizarea gândirii logice. Cât are de în joacă șah la modul profesionist? La modul profesionist, să zicem, ca număr de jucători legitimați, noi avem undeva în jur de. Deci, doar la noi, la Șaul Vadu, sunt undeva în jur de 350 de jucători legitimați, însă, probabil jumătate sunt inactivi. Inactivi de, de ce? Pentru că la copii tot timpul e o, o, mișcare, o mișcare continuă, pentru că foarte mulți dintre ei se și lasă, se și lasă repede. Ceea ce nu e neapărat un, un lucru rău, pentru că noi de fapt încurajăm în primul rând șahul ca și activitate extrașcolară pentru, pentru copil, ca o activitate utilă în viața unui copil și doar, doar apoi, sigur, ca și activitate de performanță. Hai să și titrăm acolo pe burtierea emisiunii să fie foarte clar pentru toți cei care ne privesc că discutăm despre regi, regine și șahiștii care, cum să spunem, care și nebunii care îi susțin să nu vorbim despre șahiști, să vorbim despre ceea ce rămâne în continuare, în continuare pe tabla de șah, deși să știi că uneori am așa impresia, văzând toată zbaterea ta de a menține Aradul în acest, în acest circuit competițional internațional al șahului, că Așa, și te rog să se sizezi ghilimele, ești unul dintre frumoși și nebuni ai orașului, că știi cine nu S-a implicat în așa ceva, nu înțelege cât este de dificil, cât este de provocator, cât este de, de uh, uneori chiar de umilitor să duci mai departe o astfel de inițiativă uh, izolat și nu foarte înțeles, să spunem, de comunitate. Și atunci când mă refer la comunitate, mă refer la administrație, mă refer la sponsori, la cei care ar avea această capacitate să vină alături de tine. Așa e nu, e, nu e, ușor, e dificil. Acum, nu o să vreau eu să încep să-mi plâng de mila aici. Ți-am plâns să vezi Sigur. Da? Dar încercăm să, să, facem ceva pentru șahul de an, pentru copii și să, să ducem mai departe munca asta. Acum, sigur că ne-am bucurat să, să, avem un sprijin mai mare din, din, toate părțile și din mediul de afaceri și din partea autorităților locale și uh, ar, fi, uh, ar fi minunat. La câte ediții ați ajuns să-i ocupa Aradului? Uh, practic cu Arad Open Turneu din vară, ediția 8-a a fost anul acesta și uh, sigur că turneul a crescut uh, an de an, acum probabil e unul din cel mai mare, dacă nu cel mai mare festival șahist din, din țară. Ah, eu asta și -am foarte înțeles. respectat. De ce, de, ce, e festival și nu e cupă? Uh, nu, festival pentru care foarte, pentru că i-am -am lărgit baza, are foarte multe turnee. Uh, în paralel cu turneul principal mai sunt încă două turnee de copii. Sunt, uh, avem un turneu de blitz, uh, de șah blitz oficial pentru rating FIDE. Avem turnee de șah combinat, uh, uh, cloți, tenis de masă pentru șahiști și multe, multe alte activități, mai sunt seminarii gratuite cu mari maestri. Parcă la Iași mai era șah. o competiție așa puternică, nu? Dacă nu mă înșel. La șah, la Iași pardon, este un turneu cu premii mult mai mari decât al nostru. E un turneu acum de 2 ani de zile cu premii de 25.000 de euro dar cu participare mai puțin, mai puțin numeroasă. Deci, mă rog, dacă acolo premiile sunt mai mari, participare mai puțină, deși Iașu e centrul șahist numărul 1 din țară, dar probabil că e mai, mai dificil, nu știu, să atragă jucători din, din țară, poate ei nici nu, mă, nu vreau să critic, dar ei se concentrează strict pe evenimentul principal, și atât. Noi vrem aici să creăm o atmosferă, să creăm un ansamblu de, de, activități pentru ca jucătorii din țară și străinătate care vin să se simtă bine, să se știu, relaxeze între runde tot, cu, tot între ei, cu o activități șahiste, sigur că am avut și excursii pentru ce veniți de afară, deci să le creăm un cadru, un cadru cât mai plăcut. No, și în 8 ani ați creat emulație în jurul șahului? să zicem că oricum stăm mult 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 mai bine decât am stat la început. Toată lumea cred eu că auzit de noi în Arad. La nivel de copii, tot mai mulți copii în fiecare an vin și poate și datorită și datorită acestui turneu, pentru că e mai de răsunet, să zic așa, dar și datorită activității colegilor mei din școli și credinițe, vin din ce în ce mai mulți copii către, către șah, ceea ce face să, să ne bucure. Alin, s-a discutat la un moment dat chiar de disciplină opțională de șah în școală. Da, și este. Discută? Nu, este introdus, e un ordin al ministrului de anul trecut. Este introdusă. Implementarea ei, desigur, că e puțin mai, mai complicată. Adică de exemplu, la teorie suntem acoperiți. Da. Bine, discuțiile erau de, de foarte mult timp, adică de vreo 5-6 ani, însă nu, niciodată nu s-au pus la, la un acord cei din Federația Română de Șa cu cei de la minister, minister, mă rog, Ministerul Învățământului, că acolo, mă rog, educației și cercetării, parcă i denumirea așa. Și uh, acolo nu, nu exista un numitor comun. În fine, anul trecut s-a reușit. Uh, Mă rog, probabil tot așa o decizie politică: că la noi numai așa se poate, se poate face o treabă. Deci, primul ministru este basketbalist, nu este statistic. Este basketbalist, dar atunci. A, uh... Ministrul era șahist, adică, mă rog, fiul ministrului era șahist chiar A, de performanță. De că deja, clar, da, lucrurile se leagă. Da, și uh, au fost mai ușor așa Dar un pic. ministrul s-a schimbat. S-a schimbat ministrul, slavă, da, slavă Domnului, că n-au schimbat ordinul. Slavă Domnului, că n-au schimbat ordinul. Și uh, este însă problema, să revin la, la materia opțională, implementarea e puțin mai dificilă. Sunt niște cursuri pentru profesori făcuți. Uh, de formare prin Casa Corpului Didactic. În unele părți din țară s-a desfășurat mai repede și s-a reușit din anul ăsta școlar introducerea în școală ca materie opțională. În Arad, încă nu. Vor avea loc anul ăsta cursurile prin CCD și sperăm că probabil prin anul viitor școlar, pentru că eu prin Casa Corpului Didactic. Ca corpului didactic da, da, da. Nici la Palatul Copilor nu este curs de șah? da, la Palatul Copilor sunt cursuri de șah și pot să spun că au foarte, foarte mare popularitate, adică ei cred că sunt printre primii care închid listele la începutul anului pentru că nu mai, nu mai fac față. Și asta nu poate să fie decât, decât un lucru bun. Colaborăm foarte bine și cu, cu Palatul Copiilor. Avem o activitate la nivel de copii și juniori împreună foarte, foarte bună și asta e, e A, util. Asta e foarte important. Alin, care este vârsta la care copiii se îndreaptă înspre șa? Sau numai copiii se îndreaptă înspre șa? E complicat, e mai complicat la adulți, că să încep cu ultima parte. În primul rând sunt foarte puțini și în al doilea rând și noi ne concentrăm mult mai mult către, către activitatea cu copiii. Sigur că așteptăm și, și adulții la competițiile noastre. Pentru copiii vârsta undeva începe în jurul vârstei de 5 ani. De la 5 ani e optim de a începe șahul, așa sigur în joacă întâi și apoi încet încet Trecem și spre lucruri, lucruri mai serioase. Sigur că pentru unii, poate cu abilități mai speciale, cu o, des, cu o răbdare mai bună, poate să înceapă și chiar și puțin mai repede, dar în general de la 5 ani, pentru că oricum la vârsta aceasta ei nu, nu pot să stei concentrat prea mult timp și atunci de aceea trebuie așa. Și lecțiile sunt mai scurte, trebuie să știi să le înbini cu o activitate plăcută, să le îmbraci sub o să formă... Le așa, să le faci mai atractive. Să le faci Care da. este nivelul de performanță la care s-a ajuns la Arad? La Arad, ce pot să spun, am avut anul trecut un campion național de copii la 8 ani, prin Angel Iulian. Anul ăsta am avut iarăși două medalii la campionatele naționale de copii și junior prin Victor Moțiu la 10 ani și un guroiu răzvan la 8 ani. Deci deja suntem suntem în top, să zic, așa pentru că foarte puține uh, centre pot să facă asta. exemplu, la 8 ani, uh, cred că în ultimii 10 ani de zile câștigase numai Iașu. Care este cea mai bună performanță ever din toate timpurile ale șahului arădean? Uh, sincer să spun, nu prea sunt nu prea am găsit uh, referințe istorice față uh, la șahul arădean, sigur că uh, Rămâne așa ca, ca reper, poate uh, Ivan Halic, uh, cu, cred că a fost și campion național undeva până anii 40, membru al echipei olimpice a României în, în acea perioadă și cam atât. Deci, din anii 40 până acum, n-am mai avut, -am avut campioni naționali. Uh, păi, hai, că-ți că dau, da? că dau un pont în exclusivitate, dar așa, printre primii la nivel național am avut? Uh, la nivel de seniori, nu am avut eu un unchi care a fost între primii opt la nivel național în acea generație cu polihroniade. Serios? Foarte serios. Știut. Păi uite, o să facem cercetări și îl punem acolo pe panoul de onoare. Da, da, da. Nu, adevărul că ne lipsesc niște referințe de astea, chiar căutam, dar nu nici federația nu, nu are foarte exact o situație decât a campionilor naționali, ceea ce nu e nu ne ajută foarte Trebuie, trebuie să foarte căutăm mult. Și, să, și, să, găsim. Eu care speram că, uite, voi aveți totul acolo. Nu, la prim, nu, 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 nu. nu atent, îl invit pe Alin, îl întreb, el îmi ridică mingea la fileu, când colo, uite. Nu avem, dar ne-ar place. Ne-ar place, pentru că ne-ar place să știm mai mult despre istoria, istoria șahului în Arad. Și singur, singur, sincer, am foarte puține date. Am înțeles că la un moment dat s au organizat, nu știu dacă mai sunt și acum funcționale, niște campionate, un campionat județean, așa, între cluburi. Sau între echipe, cluburi poate e prea mult spus. Hey, pe vremuri erau foarte frumoase aceste competiții, dar astea pe vremuri însemnând înainte de 89, când aproape fiecare întreprindere prin sindicate aveau cluburile lor, erau foarte multe cluburi de șah în Arad și activitatea șahistă era la cu totul alt nivel uh, față de acum. Acum suntem foarte puține cluburi, adică suntem în Arad, suntem doar noi și Universitatea Arad. Uh, Universitatea cu cui este? A Goldișului sau a Vlaicului? A Vlaicului. A Vlaicului, ei, mă rog, cu activitate propriu-zisă, foarte, foarte puțină. În județ uh, sunt uh, trei cluburi, Năd la Chineu și Lipova. Doar la și Lipova mai iau un pic de activitate. la INEU e aproape, e aproape moartă. Acum se face ceva la Pecica. Încercăm așa să ajutăm și noi cât putem să revitalizăm șahul în județ. Pentru că se simte nevoia. Noi vrem și am avut acum câțiva ani o competiție de genul ăsta când mai era și contor cu clubul, cu clubul lor de șah. Între timp ei s-au desfințat de tot și atunci a și căzut un pic... Șahul. Care sunt cheltuielile așa să susții un club de șah? Adică să susții un club de fotbal e mult, e scump. Că un fotbalist are cât? 10.000 de euro pe lună dacă e un fotbalist bun. Ăștia mai ciurucurile au până la 2.000 de euro, așa și ei sărăcuții amărâții. Dar care e cheltuiala cu un club de șah? Practic, sigur că cheltuielile, acum sunt mai, mai multe paliere, să zic așa, cum avem uh, uh, ceea ce privește echipa, echipa masculină de seniori, care acum mm -hmm. chiar ne-am întors duminică de la Mamaia și am reușit promovarea în premieră în Superliga. No, felicitări, am vrut să vorbesc despre da, asta. O mulțumesc. Să că... după întrebarea da. asta. Așa. Și, deci, pe de o parte, cheltuile care țin de echipa de seniori, pe de altă parte, cheltuile cu, cu juniorii. Aici, sigur că se poate cheltui oricât, pentru că depinde câți juniori vrei și poți să-ți propui să, să susții. Bine, acum, avantajul este că nu ai uh, energizante, alimentație, recuperare la saună, la bazin, Nu, dar, echipament specific. Dar de la un, un anumit nivel trebuie antrenori uh, de top, antrenorii costă, dar costă în principal. Uh, competiția în sine, participarea la, la, competiție, pentru că fără joc efectiv nu poți să progresa. Și atunci sigur că sunt multe, multe evenimente care trebuie să deci principal cheltuieli de cazare, Asta masă. cu antrenorul e, e, foarte interesant. Eu întotdeauna mă gândeam cine Dumnezeu poate fi antrenorul lui Karpov sau Kasparov, dacă ești cei mai buni din lume, campion mondial. Și aici, de aici derivă întrebarea dacă șahiste sau devii. Bine, E la fel ca în, ca în orice sport. Și la șah, cred că e maxim 5% talent și restul muncă. Deci, practic, și dacă n-ai, mă rog, și așa zic și ce mai mare tehnologie, că dacă nai, ai strop de talent, prin muncă reușești așa? să devii cel puțin jucător de categoria 1. Serios, la da, da. Adică prin, să intuiești mișcările adversarului, următoarele 4-5? Da. Mă rog, dar... Asta înseamnă să fii, să fii muncitor și să reușești să, să acumulezi, pentru că sunt foarte, foarte multe cunoștințe de dobândit, cunoștințe de strategie, de tactică, de finaluri, de deschideri. Se intră la un moment dat într-o stereotipie într-un șablon, adică tu știi că dacă vei muta acolo, celălalt va fi obligat, indiferent de partenerul cu care joci să riposteze într-un anumit fel, dacă vrea să ducă mai departe jocul. Sigur, se poate spune poate asta la, la nivel de top, la nivel de mari maestri de top. Acolo uh, se merge, se pune un accent foarte mare pe memorie. Ei cunosc uh, teoria deschiderilor, zeci de sute de variante, își repetă tot timpul variantele. Eu și, se pregătesc. Că damei. Da. Deci, <laughs> și se pregătesc uh, puternic. La nivel mai mic, e destul loc pentru creativitate, pentru a crea la, la tabla de șah și nu, nu e încă un pericol. Eu îmi amintesc, acum din păcate vezi lucrurile se, se schimbă, dar îmi amintesc când eram copil, jucam în fața blocului șa foarte, foarte mult și era o carte, uh, nu, nu mai știu exact cine scosese cartea respectivă, dar era o carte cu ilustrații și cu descrierea unor deschideri celebre și chiar a unor jocuri, a unor meciuri celebre dintre mari campioni mondiali. Și, -și noi acolo încercam să refacem jocul, jocul respectiv. E, era așa ce o, o, lume frumoasă, o viață frumoasă. Da, 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 desigur. Acum sunt mult mai multe, mai multe cărți, mai multe uh, oportunități, variante, dacă vrei să studiezi, poți să păi, dacă vrei, da, faci. cât câți vor să studieze astăzi. Știu că e și șahul, acea e variantă digitală, poți să joci șah online, dar e mult mai tânăr pentru tineri. știi că s-au introdus și jocurile acelea pe telefoane, nici nu mai trebuie să apeși pe telefon, mai trebuie să miști telefonul. Deci e absolut o, da. o, superficializare totală a societății. Da, pe de altă parte sunt destule și destule jocuri de șac pe, pe telefon. Pe parte, sunt, sunt. Deci pot să... Am văzut destui care joacă șac pe telefon, chiar dacă e mai dificil, poate cu degetele eu am încercat, dar nu-mi place. <laughs> nu, nu pot, am, am lăsat pe gubaș repede. Uh, dar uh, Acum trebuie să vedem că asta N-avem cum să referim Că era, era în ziarul maghiar <coughs> Și după Revoluție o vreme Dar înainte de Revoluție era clar În fiecare săptămână era în ziarul maghiar din Arad uh, O rubrică în care Nu știu Se dădeau și niște premii în cărți uh, Era o rubrică în care Trebuia să muți în așa fel uh, Piesele încât În următoarele două, trei sau patru mutări Să dai mat era o formă de, de popularizare așa. Da, e o formă de popularizare. De, uite, acum eu, asta... eu îți propun acum, în direct, hai să facem lucrul ăsta în ziarul Aradul. Hai să facem lucrul ăsta, de ce să nu încercăm? În ziarul Aradul, pe vestic.ro. Sigur că putem, putem încerca să găsim o formulă. Problema cea mai mare e acum, în față de acum 20 de ani, de exemplu, e că acum, din cauza tehnologiei și a computerilor, poți foarte ușor să pui problema pe calculator și să ți-o rezolvi în 30 de secunde. Asta e problema. Înainte că nu erau calculatoare, trebuia tu să stai mă să te măcar gândești. Măcar pui e problema pe calculator? Măcar atât îi Da, faci, și probleme, da, măcar faci un măcar efort așa, și să și cu ocazia asta, cum spun, dacă pune program pe calculator, chiar dacă o pune, măcar și vede. Exact, rezolvarea și înțelege de ce și cum s-a ajuns la soluția respectivă, tot e un pas înainte de când nimic. Categoric. Hai să încercăm să facem lucrul ăsta. Sigur. Și hai să încercăm să facem ceea ce discutăm noi de foarte, foarte mulți ani, acel curs de șah la televizor, da, care nu mai reușim să-l implementăm, o să șah care să este, vedem. adică mai bine zis nu este. Da. Da, acum sigur că tare și eu tare mult aș vrea să să reușim să facem lucrul ăsta. Văd că în țară sunt deja or, câteva inițiative de tipul ăsta și uh, are TVR-ul Cluj-Napoca, mi se pare pe realitatea TV, este ceva chiar uh, mai mult spre șahul artistic acolo așa. Șahul artistic? adică... Trebuie să fii îmbrăcat atât frumos sau cum e <laughs> adică șahul artistic nu. să vorbești, stimate domn, urmează să mut în următorul fel nejignitor pentru dumneavoastră? <laughs> nu, sunt, sunt uh... Probleme de compoziție sunt compuse special pentru dezlegători, sunt pe lângă problemele clasice de rezolvare de mat în 2, 3, 4 mutări, există probleme de mat ajutor, mat invers, ferice, e o specie, să zic așa, aparte de, de șah cu, cu lumea ei măcar să explicăm noțiunile acestea de bază, hai să amintim și de Superliga aceasta, de marea performanță a Radului șahist. Da, eu zic că deja am, am vrut și am reușit să ajungem în Superliga, primul, în premieră pentru noi, pentru clubul Vados. Și sigur, pentru Arad, după o pauză de vreo 10 ani de zile de, la, de când s-a desfințat contorțenerul. Și sigur că acum ne bucurăm că am ajuns acolo în primele 10 echipe ale țării. Am avut și noi o competiție foarte grea la, la Mamaia, în concurență mare cu echipele din Otopeni, Craiova și, și Reșița, dar pot să spun eu că am avut un, un parcurs destul de reușit. Am avut 6 victorii și 3 meciuri egale. Poate așa am terminat pe locul 2, dar de asta poate așa și un pic de nemulțumire că puteam să fim să câștigăm detașat, să zic așa că am fost net câștigați în meciurile cu contracandidatele noastre care au terminat pe 1 și pe 3 cu Otopeniu și cu, și cu Craiova. Dar niște ratări uluitoare poate pentru nivelul ăsta ne-au ne, -au, ne -au dus la 3-3. De exemplu, la, în partida cu, cu Craiova am avut un puști talentat la masa puști, mă rog, are 19 ani la masa 5 -a și a jucat toată partida, partida strategic absolut perfect, pozițional fantastic și la un moment dat o, o gafă uluitoare de a lăsa Dama în priză într-o într mutare. A pierdut Dama, a fost așa un șoc, practic dintr-o partidă câștigată am avut-o pierdută în, într-o mutare. Foarte rar se întâmplă, dar nu... Sunt, sunt aceste orbiri, șahiste, le spunem noi aparent inexplicabile, dar știu, pe fondul oboselii, după patru ore de joc, așa, și mai ales de multe ori în momentul când deja e o poziție foarte bună și ești aproape câștigat, vine așa o, o deconcentrare de asta o, care... O relaxare. O relaxare și duce așa la pierderea atenției și a vigilității și... Bun, ce înseamnă că ești prezent în Superliga? Bun, practic... E, e, divizia de top a țării, cu cele mai, bune, cele mai bune echipe din țară. Sunt acolo, sigur că sunt echipe acolo cu mulți mari maestri. Fiecare echipă acolo are vreo de, cel puțin doi mari maestri străini. Sunt, vin jucători chiar de top. Anul ăsta a fost Wang Hao, un mare maestru chinez de peste 2700, foarte, foarte bun acolo, are scenic, un ucrainean foarte, foarte tare, care a jucat pentru medicina, pentru campioana națională, medicina Timișoara. Și, în practic, e onoare să fim acolo între cele mai bune echipe din, din țară. Deci, Alin, ca să concluzionăm, Aradul și Ahistie pe val. Încercăm. Putem să spunem că suntem, suntem acolo în față. E clar că Toată lumea și ne știe și suntem respectați la, la nivel de țară, atât prin activitatea cu copiii, cât și prin uh, turneul din vară, prin Aradopan, prin uh, echipa noastră care acum a reușit uh, accederea în Superliga. Suntem pe un drum bun, acum încercăm să facem eforturi, cumva să continuăm uh, să continuăm activitatea. Mulțumesc, că ai acceptat invitația noastră și, și eu. poate reușim, într-adevăr, să lărgim această bază de colaborare. Doamne și domnul, o scurtă pauză publicitară și revenim în câteva minute. Am revenit, doamne și domnilor, pe a doua parte, pe a treia parte deja a emisii noastre matinale. Ce repede trece timpul când te trezești de dimineață, nu ajungi departe, da, ți somn. Ba, da, nu cine aparate. se trezește de dimineață ajunge departe. Nu știu dacă ajunge departe, dar în orice caz e somnoros. Așa se ziua. zice, așa se zice. Ioane, alături de noi Ioan Iercan, colegul și a, prietenul așa. nostru, discutăm în această parte a emisiunii despre puțin câte ceva așa despre um, monarhia în România, cât de bine a făcut sau n-a făcut statului român monarhia aceasta de Hohenzollern Sigmaringen și discutăm despre asta, apropo de faptul că într-o zi de 15 octombrie 1922 are loc încoronarea regelui Ferdinand și tot într o zi de 15 octombrie se naște uh, se naște Carol al Doilea. E, iată, în timp ce francezii vorbesc despre 15 octombrie ca ziua începerii exilului, primului exil al lui Napoleon pe insula Elba, noi discutăm, pe de altă parte, de un alt tip de monarhie, monarhia românească cu puternice influențe nemțești. Și dacă ți tu minte, se spunea la vremea respectivă, mult înaintea lui Ferdinand, se spunea că România are nevoie de aducerea unui os domnesc din străinătate pentru a tempera toate frământările, toate pasiunile și ambițiile naționale. A fost, a fost o instituție bună, funcțională, benefică pentru organismul național, monarhia, Ioane? Indiscutabil în 66, parcă, când a venit regele Carol I? Când a venit aici, în orice caz, la în, în, România, așa cum spuneai tu, existau acele lupte, hai să le zic fratricide, între diferite grupări care voiau să ajungă pe tronul României, mă rog, pe tronul României după unire, mă rog, a fost Cuza, Cuza, din câte știi tu, a fost mason. Masoneria a fost cea care l-a pus pe Cuza în funcțiune, ca domna al țării românești și al țărilor române e, unite. Așa. Dar e, Cuza, e, la un moment dat, și-a pierdut sprijinul e, clasei, hai să zicem clasei politice, celor care la vremea aceea e, conduceau treburile țării. Și atunci, tot masoneria s-a gândit că pentru a, ca să vezi cum lucrează, știe, și masoneria s-a gândit că ar fi bine să aducă pe un altul, unul mai serios, ca să zicem așa, care să nu facă parte dintr-o facțiune sau alta, ci să fie singur, să conducă țara fără influențe nocive. Pentru că atunci când ai prieteni, prieteni, mai ales în vremea aceea, prietenii te îndeamnă la tot felul de derapaje politice și nu numai. Stai, ne doar să da. rog pe Dan să titreze pe burtiera emisiunii noastre. Monarhia mai salvează România? Cu un semn al <laughs> Bun, mi-ai luat-o din gură, dar mă rog, asta este. Deci se, se credea că monarhia în felul acela, cu un domn străin, cu un rege, mă rog, străin, ar putea să tempereze avânturile unor facțiuni politice din România. Și a fost adus Carol I. Sigur că nu după mult timp Carol întâi și-a dat seama cu cine are de-a face, a avut probleme serioase cu politicienii, hai să le zicem. Plecând chiar de la punctualitatea lor. Pornind de la tot, Andrei, noi n-am avut e, civilizație, noi n-am avut educația înspre lucru, acum ac că ajung și la lucru bine făcut, știi? Și atunci l-au adus pe neamțul acela, au zis, domnule, neamțul, rigoare, ordine, disciplină și așa mai departe. Într-adevăr, s-a străduit. Acesta este adevărul că regele Carol I a făcut mari eforturi și personale. Personale în sensul că a fost foarte uh, greu să lucreze cu politicienii români, dar uh, a reușit să introducă o anumită rigoare, o anumită ordine în. Uh, în politica românească și adevărul este că țara a prosperat sub el. Am reușit să câștigăm și independența în 77-78, mă rog, și... Mă rog... Și Marea Unire... Marea Unire... Aia a fost mai târziu. El nu Marea era în viață, Carol I. Marea Unire s-a făcut cu subregele Ferdinand. Așa? Deci... Eu vorbesc de rezultatele reucit. monarhiei în ansamblu, deci de rezultatele pentru naționale. Bun, și acum vin și spun. Sub regele Carol I a fost, a fost o domnie lungă, vreo 48 de ani ceva, din astea nu mai știu cât, nu mai țin și eu minte că așa, mai uit și Dar oricum s-a reușit o punere cât de cât la punct a, a țărilor române. Iar în 1918 s-a reușit Marea Unire, Ferdinand întregitorul mă rog, așa au spus, și sub Ferdinand a fost serios și amândoi au fost foarte serioși. Adică și-au... Onorat titlul de. de Bine, nu, nu e mai puțin adevărat că au și avut un context foarte bun cu oameni de stat, cu adevărați bărbați de stat, de o, de o calitate morală incomparabilă cu ceea ce se întâmplă în ultimii ani pe scena politică românească. Andrei, mă gândesc zi. ce puteau să fie copiii, băieții ăștia, nu copiii băieții ăștia, care astăzi sunt președinți de partide sau importanți demnitari în partide sau în guverne, nici măcar copii de minci. Nu no, a erau din aia, ușieri, că existau ușieri care deschideau, închideau ușele. ușieri erau. Uh, și ce vreau să spun? Uh, uh, tu ziceai că ce oameni, dar aceia, Andrei, aceia au fost boieri, au fost oameni cu stare, nu au fost niște sărăntoși care au căutat doar să se îmbogățească, înțelegi? Deci au venit și, cum spun, s-au -au ocupat de treburile țării. Sigur că au mai făcut și ei matrapazlicuri, lucrurile. Asta, asta e în firea românului, să mai păcălească, să mai. Și nu numai a românului, oameni, Și că nu numai, vorba ta, dar la noi se exagerează, Andrei. Deci peste tot, peste tot, la începuturi, la începuturile de, democrației, ca să zic așa, se încearcă fe, să fenteze statul, să fenteze legea și așa mai departe. Când legea începe să se impună la modul serios, atunci, așa cum începe și la noi astăzi, mă rog, eu zic că în, în, se... Se impune treptat legea și e bine că se impune așa, atunci o iau și ei mai cu grijă, nu chiar așa. Nu fură chiar o fabrică odată, fură câte un strung, câte nu știu ce, știi. Așa. Revenim la Monarhie. Monarhia până la Carol în, al ii care a fost așa cum a fost. El a fost un bon vivant din asta a plăcut uh, distracția și... Dar a avut sfârșit... un mare merit. A susținut cultura. E... Cultura română aproape necondiționată. Acum, cum se spun? Pe vremea aceea, regele era cineva. Adică nu puteai să, să iei decizii așa după capul tău. Regele însemna ceva în politica românească. Atât, doar că el a fost așa cum a fost, să fie sănătos. Asta a fost. E... Iar uh, Mihai uh, a fost un copil, el ce putea la 18, 19, 20 de ani să, să gândească politică la nivel mondial, era războiul, trebuia să facă uh, strategii, strategii, alianțe. Da, nu. A fost Antonescu care a ținut locul și spre deosebire de alții, eu zic că Antonescu n a fost rău. Deci a fost o mână de fier, dar a luat și decizii eronate. Asta este adevărul. Bun, Ioane, întrebarea este monarhia mai salvează România? Sunt oameni Bun care se uită, se uită în trecut și se uită cu încredere înspre familia regală? Bun. Acum, acum te însă. întreb eu pe tine, cine din familia regală? Hai, spunem tu cine. Bun, asta este o problemă. Oh, poate, nu, poate nu. Fi, nu știu, poate fi una dintre fiicele regelui Mihai. Eh, Andrei, hai să spun ceva. Uită-te, eh. uită-te în Marea Britanie, unde regina are hey, iată, Andrei, o, situație, o longevitate extraordinară. Pe e pe o situație total, total diferită. Nici nu se compare. Nici se compare regalitatea. Uh, engleze cu regalitatea românească. Hai să o lăsăm baltă. Deci nici nu se compară. Uh, și ceva vreau să spun că acum vreau să trec de la monarhie. A venit uh, Iohane și cu lucru bine făcut. Mă zic, uh, ăsta neamț, știi? ăsta e neamț, România lucrului bine făcut. Bă, frate, unde mă duc? Eu văd că lucrul nu-i bine făcut. Nu, nu l-am auzit odată după alegeri, mm. Să vorbim despre lucruri bine făcute. Foarte bună observație, nici eu nu l-am mai auzit, Nu l-am mai auzit, că să spun, aia a fost slogan de electoral și cu asta basta, s-a terminat România lucrurilor bine făcute. Uite, autostrada aia, acum sigur că nu e de bine că autostrada a fost construită cum a fost, da, dar da, să nu știi să să dar ieși de pe subiectul ăsta și mă, să... Mă, exact, mă, dar de atunci, asta? exact, exact, ia să iau să... Doamne, eu, eu cred că i-a spus și lui cineva, cum i-a spus, cred că tot lui Ferdinand i s-a spus atunci când a vrut să se căsătorească cu o româncă, maestate, aia asta nu se poate. Cred că asta i-a spus cineva și lui Claus Iohannis, apropo de lucru bine făcut. No, maestate, sa, na, aia asta nu se poate. Nevastă sa, nevasta lui Iohannis chiar că nu are nicio vină. Nu, nu de nevastă, eu de lucru bine făcut. A, el s-a încercat să se căsătorească cu lucru bine făcut. Deci, binefăcut. Ferdinand, lui Ferdinand i-a spus maestate, nu poți să te căsătorești cu aia asta, nu se poate, nu te poți căsători cu o româncă, iar lui Iohannis a spus estate, asta nu se poate. Lucru bine făcut la noi e o utopie. Așa deci cam, așa cam acolo e. Da. Bun, tu cum interpretezi uh, excluderea din succesiunea la domnia nepotului regelui Mihai? Totuși era, era e... singurul băiat acolo. Mi-am pus uh, întrebări în legătură cu treaba asta pentru că uh, n-am înțeles adică din uh, toate informațiile care au ieșit în public, atenție, deci informațiile oficiale să zic așa, nu am văzut niciun motiv serios e, pentru că acest băiat care poate să facă și el prostii la vârsta asta, mai faci câte o prostioară, știi? Dar poți să o repari, mai ales în contextul în care cine bagă în seamă regalitatea astăzi în România? Hai să fim oameni serioși. Deci nu bagă nimeni și atunci, domnule, îi spui, îi face educație, ce mai tura vora? Educație regală, ca să zic așa, monarhică. De ce a fost eliminat? Cine? A făcut el ceva? A declarat el ceva? Deci nu așa peste noapte. Cine știe ce... Și acolo sunt interese, Andrei. Și acolo sunt interese. Și deci, crezi că regalitatea face excepție? Tot oamenii și ei. Bun, cum, cum vedem după regele Mihai monarhia? Păi nu mai există monarhie. Nu există decât niște rămășițe, ca să le zic așa, e... Eu cred că dacă ar fi venit un monarh luminat, nu văd cine din actuala clasă monarhică, să i așa, dintre cei care reprezintă monarhia, să nu văd pe niciunul, eu, dar eu nu pot să-i cunosc. Și vorba ta, Margareta sau cum o cheamă? Da, 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 da. Margareta, ce? S-ar putea să fie, că are așa o motră de. De om serios, ar putea să fie o regină bună, dar cred că politicienii români o bagă în seamă sau depinde ce, ce prerogative și-ar asuma, pentru că nu poți să nu poți, conduci o țară decât având niște prerogative. Fără prerogative ești nimic acolo. Ori când vine și îți aruncă în față o constituție sau eu mai știu ce legi și te-ai matriculat din uh, puterea de decizie, știi? Mă, și... totuși știi te gândești ce efect extraordinar a avut asupra mentalului colectiv această perioadă comunistă care efectiv a șters cu buretele uh, toată tradiția politică românească, a așa și nu numai că a șters cu buretele, dar și a, a anatemizat-o atât de profund Atât de profund încât astăzi e aproape neverosimil că România ar mai putea fi vreodată o monarhie. E, știi ce? Cine a demonstrat nouă politica de după 89? România, care este o republică abia de după al doilea război mondial. Atenție. Bun, am înțeles. Deci ce ne-a demonstrat uh, uh, perioada de după 89? Ne-a demonstrat că. Uh, în România încă nu există acea democrație bine consolidată cu toate ingredientele ei care să poate conduce țara într-un mod acceptabil, nu într-un mod performant, acceptabil măcar. Și atunci, dacă până acum s-a dovedit că România ar avea nevoie de un tătuc, așa cum nu vezi, că tot timpul Iliescu și el a fost un tătuc, toată lumea s-a dus la Iliescu cu mare, marea speranță că va rezolva, eu știu, România. N-a rezolvat-o pentru că Iliescu a fost și a fost, N-a avut nici el puteri, țara a fost destul de săracă, în sfârșit. Dar mă gândesc că un rege, da, unul cu sânge în instalație, cu prerogativele mai bine accentuate, poate că ar putea să ne conducă. Se pare că suntem un popor care are nevoie de așa ceva, de un lider, de maxim, liderus, lider maxim, știi? Da, cred că avem nevoie de autoritate. Asta este adevărul. Dar de azi a spus, depinde de prerogativele pe care le are. Că dacă nu are prerogative, salut. Mi-a apropo, mi -a, e, apropo de ceea ce s-a întâmplat, ce întâmplat în ultimii 25 de ani, mie mi se pare că am trăit într-o republică neconstituțională pentru că tot ce s-a făcut în ultimii 25 de ani a fost așa la interpretarea Constituției, la limita Constituției sau dincolo de ea. Da, chiar așa. Deci, fiecare a tras puza pe turta lui, cu ajutorul Constituției, vorba ta, cum a vrut, știi? Și dacă, dacă ajungi în justiție, avoc. justiție, avocații, ba, găsesc o. nu știu cum se numesc astea în justiție, și nici nu vreau să știu că n-am de nu vreau să face. Excepții. Uh, chichițe în în orice chichiți, caz, Așa, chichițe avocățești. Exact. Asta e cel mai bun termen. Domnule, cu toate chichițele astea, avocățești, fiecare. Are dreptatea lui Deci aici nu există o dreptate uh, Obiectivă Înțelegi tu? Adică nu discutăm Legea spune asta, la revedere la noi toate, toată dreptatea este subiectivă. Eu am dreptate și tu ai dreptate și el are dreptate. Toată ca chestia aia cu rabinul, toată lumea are dreptate. Eu îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră cu în această dimineață. Doamne și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem mâine la ora 8 aici în matinalul Vest Cafe. Până atunci, să aveți o zi foarte faină!